Astăzi, în jurul orei 16, detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit la un accident rutier, unde un autoturism s-a răsturnat în apropierea intersecției de la izvorul Bârzii. Accidentul s-a soldat cu două victime. Puțin timp în urmă, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de stingere și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs în localitatea izvorul Bârzii, unde un autoturism s-a răsturnat. În această după-amiază, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu auto specială de stingere și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs în localitatea izvorul Bârzii, unde un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. La sosirea pompierilor, două victime conștiente erau autoevacuate. Pentru acordarea primului ajutor medical al locului evenimentului a fost direcționat și un echipaj SAJ. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Pentru acordarea primului ajutor medical la locul evenimentului a fost direcționat și un echipaj SAJ. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului.